Doamnelor, domnișoarelor, domnilor care poate ne urmăriți acum, bună seara! Lansăm astăzi un roman care e publicat acum la noi pentru a doua oară în lume. În ce sens? Nikos Kazantzakis, Ascensiunea, a apărut întâi în traducere în limba franceză, a apărut deci la Paris în ianuarie 2021, a apărut în mai 2021 la București, la editura Humanitas Fiction, în colecția Raftul de Lisei, și așteptăm ca până la sfârșitul anului să apară în Grecia și în numeroase alte țări. Invitatele și invitatul meu de astăzi pentru lansarea acestui superb roman sunt Elena Lasser, care este traducătoarea cărții, o traducătoare emerită. Ea ne-a dat Zorba Grecu, ne-a dat o mulțime de mari traduceri. Eu mi-amintesc tot timpul și cartea o am aici aproape de Seferis, în limba română, un minunat Seferis, un minunat Zorba Grecu. Conduce o editură care e dedicată literaturii din Grecia, Omonia. Elena Razer, alături de ea se află scriitoarea, profesorul universitar, eseista, traducătoarea Ioana Pârpulescu. Cel mai recent roman al ei e, după părerea mea, unul dintre cele mai bune romane care s-au scris în ultimii ani la noi, Prevestirea, și un mare ziarist, jurnalist TV, jurnalist care de asemenea face unele dintre cele mai bune interviuri posibile cu mari personalități, cu mari muzicieni, Festivalul Enescu, de asemenea scriitor Marius Constantinescu. Acestea fiind spuse, să trecem la romanul Ascensiunea de Nikos Kazantzakis. Elena Lazar ne-a corectat și ne-a spus că nu se spune Kazantzakis, așa cum pronunțam până acum, ci Nikos Kazantzakis. Probabil că o să ne mai scape din când în când câte un Nikos Kazantzakis. Pentru asta vă rugăm să ne iertați pe cei care cunosc neogreaca. Avem la începutul discuției noastre o scrisoare pe care Elena Lasser a primit-o pentru a fi citită, a primit-o din partea editoarei lui Kazantzakis în Grecia, este directoarea editurii Nikos Kazantzakis, Niki Stavro. Este editura cu care tratăm de fiecare dată drepturile de autor și care ne primește de fiecare dată cu multă empatie. Avem niște relații formidabile cu editura Nikos Kazantzakis din Grecia. Elena Lazar. Bună seara, kalispera, în limba lui Kazantzakis. Aș vrea să am rugat-o, vorbind de lansarea de astăzi seară, am rugat-o pe Niki Stavru, care este, așa cum a spus doamna Denisa Comănescu, directoarea editurii Nikos Kazantzakis, editură fondată de Kazantzakis și care și-a avut sediul inițial în Cipru, acum editura se află la Atena. Niki Stavru continuă activitatea, așa, și direcția părinților ei, Patroclos Stavru, un distins intelectual, și Mary Stavru, o renumită prozatoare cipriotă, continuă activitatea de promovare a lui Kazantzakis la Atena. Așadar, bună seara! Întâi de toate, aș dori să vă exprim recunoștința că m-ați invitat la această minunată prezentare. Editura Humanitas Fiction, cu care ne bucurăm să avem o colaborare excepțională
și îndelungată pentru publicarea multor opere ale lui Nikos Kazantzakis, devine astăzi încă o dată punte culturală care aduce opera marelui nostru scriitor în frumoasa dumneavoastră țară România, cu un roman care n-a mai fost editat sau tradus până acum. Traducătoarea, draga noastră Elena Lazar, așa cum am spus, am avut o relație deosebită, deoseb cu tatăl lui Nichi. În aceste zile dificile pe care le parcurge, opera lui Nikos Kazantzakis este mereu actuală, fiindcă în ea aflăm toate instrumentele de care omul are nevoie ca să reziste și să depășească orice criză spirituală sau trupească. Cel care citește Kazantzakis învață să transubstantieze nefericirea în mândrie, învață depășirea și libertatea. O legendă georgiană vorbește despre trei mere căzute din cer. Primul măr a revenit celui care a spus o poveste, al doilea celui care a ascultat-o și al treilea, cel mai frumos, a căzut în prăpastie. Elenistul Octave Merlier, în prefața la ediția franceză a Asceticii, scrie că al treilea măr n-a căzut în prăpastie. Îl ține în mâini Nikos Kazantzakis. Astă seară, primul măr, cel al depănării unei povestiri, este această frumoasă ediție scoasă de Humanitas Fiction. Le urez tuturor cititorilor să o savureze până în adâncul inimilor lor. În Grecia, când apare o nouă carte, urarea este de bună călătorie. Să aibă această ediție o călătorie bună și plăcută, vă urăm noi toți de la editura Kazantzakis din Atena, nerăbdători să o așezăm cu dragoste, admirație și mândrie în vitrina noastră. Vă mulțumesc, Nichi Stavru, editura Kazantzakis Atena. Emoționantă. Da, absolut emoționantă. Da. Absolut emoționantă. Și nu știu dacă le-ai dat link-ul și dacă Nichi Stavro ne poate urmări sau poate nu are timp, mai ales că nu înțelege limba română. Da, da. Da. Eu fiind la rândul meu emoționată astăzi după amiază, nu m-am mai gândit să le dau link-ul, nu-i dar nimic. Sper că... Lansarea noastră va fi pe YouTube, noi o să-ți dăm imediat link-ul după lansare și dacă îl trimiți, uneori se poate uita numai la tine sau se poate uita și la noi. Extraordinar, uite cum se leagă firele. Și Nichi și toți prietenii români de la Atena care sunt îndrăgostiți și de Kazantzakis și așa. Sigur și că da. Spuneam cum se leagă lucrurile. Extraordinar, când ai citit textul, imediat m-a inspirat un lucru. Nichi Stavro pomenește de acea legendă care spune ea că e georgiană. Nu e numai georgiană, este și armeană din zona rusească. Și la începutul toamnei voi publica o nouă descoperire, o din nou mare scriitoare care scrie în limba rusă, dar care e de origine armeniană, numele ei este Narin Avgarian, iar titlul romanului ei, tradus deja în peste 20 de țări și care a făcut furor peste tot și sper să facă și în România, pornește chiar de la această legendă și titlul este Din cer au căzut trei mere. Iată că primul măr este în seara aceasta al nostru, aici. La editura Humanitas Fiction am publicat până acum 9 titluri. Ascensiunea este cel de-al nouălea titlu pe care îl publicăm în miniseria pe care i-am dedicat-o lui Nikos Kazantzakis. La Humanitas s-au apărut 3 titluri traduse chiar de 2 de tine, dragă Elena Lazar. Sunt cărțile de călătorie ale autorului grec, deci în total sunt 12 titluri publicate în ultimii 10 ani. Trebuie să scormonim și să vedem în continuare ce publicăm din Nikos Kazantzakis.
Până atunci însă să ne întoarcem la ascensiunea. Dacă ai vrea, Elena, foarte succint să ne punctezi puțin traseul operei lui Nikos Kazantzakis și la noi și în lume. Da. De un lucru pe care l-am mai spus și pe care cred că îl știe destulă lume care a participat la lansările cu Manitas și de la Târgul Gaudeamus și de la librăria Cismigiu, Kazantzakis este cel mai cunoscut scriitor grec, cel mai cunoscut prozator grec peste hotare. Prozator, deși el a scris opera lui așa poetică sau dramatică sau eseistică, este de două ori mai mare decât proza. De aceea a apărut și de curând la Atena o lucrare, Kazantzakis, poet sau prozator, bazată pe un sondaj. Și sondajul, toată lumea a răspuns, Kazantzakis este romancier. Și ca așa, dar pașaportul lui de intrare în lume are ștampila Kazantzakis, prozator. O altă lucrare apărută în Grecia, s-a scris mult, dar mai ales în ultima vreme, pentru că, așa cum știm, în timpul vieții Kazantzakis n-a fost prea îndrăgit în țara sa, dar acum și grecii, așa cum toată lumea, îl descoperă și nu mai prididesc să analizeze care mai de care din multiplele fațete ale operei lui. O lucrare care a apărut chiar acum în iunie, Antropografia unui intelectual tragic, Nikos Kazantzakis, și care dorește să reexamineze tema Nikos Kazantzakis. Kazantzakis fiind, dincolo de un maestru al cuvântului și scriitor, așa un împătimit de istorie și de ideile filozofice, care de la filozofie a dorit să treacă la acțiune și să-și expună credoul său. Practic, în toate romanele sale își expune acest crez. În toate romanele, câte romane a scris? A scris 6 romane, Ascensiunea este al 7-lea. Și aici vom cititorii care au acum, cititorii români și prietenii lui Kazantzakis de la noi, au privilegiul și bucuria de a fi, după francezi, cititorii așa a doua și așa națiune care are la îndemână acest roman care a stat din 1946, a zăcut în arhiva de la adăpostită de muzeul Kazantzakis din satul natal al lui Kazantzakis, Mirtia, de lângă Iraklion. A zăcut așadar în această arhivă până când în urmă cu câțiva ani cercetătorii l-au descoperit, au început să-l prezinte, l-au analizat și iată, de azi încolo, el, de fapt din ianuarie, călătorește la Paris, iar acum din mai la București. Și să-i urăm, așa cum spunea și Michi, o călătorie plăcută și nu mă îndoiesc că și această lucrare va avea același destin pe care l-au avut toate cărțile lui Kazantzakis în România. Dacă el este cel mai cunoscut prozator în străinătate, este și cel mai cunoscut prozator grec în România. Se traduce din 1934, a început Pericle Martinescu, prietenul bun, care l-a și vizitat în insula Egina. Deci din 1934 se traduce Kazantzakis. Practic fiecare revistă literară din România a avut de-a lungul timpului câteva numere dedicate operei lui. Iar despre ediții, ce să mai vorbim? Și faptul că așa principalele romane s-au retradus din anii 60, deci ele erau epuizate.
era nevoie de... Și nu erau traduse din neogreacă. Da, pentru că așa toată lumea, dar de ce nu se traduceau din neogreacă? Cărțile circulau greu. De unde să facă? Majoritatea cărților lui Kazantzakis apăruseră la Paris în franceză. Și că așa, în Grecia au apărut mai târziu. Așa că nu-i putem acuza pe traducătorii acelei vremi. De ce n-au tradus din greacă? Așa că sunt realmente, ca și Nichi, foarte, foarte bucuroasă că am avut privilegiul să traduc această carte. Sunt 7 romane scrise în neogreacă, dar în colecția Raftudenței am publicat de asemenea Raport către El Greco, care e undeva la graniță, care nu e roman cu roman propriu-zis, și de asemenea am publicat și primului roman pe care l-a scris în limba franceză, Le Jardin de Rocher, Grădina de Piatră. Așa că în felul acesta s-au făcut nouă, să spunem. Proză, da, opere în proză. Da. Mulțumesc frumos, te așteptăm pe parcurs să intervii. Mi-aș da cuvântul acum Ioanei Pârvulescu, mai ales că îmi spunea înainte de a începe discuția noastră că a interesat-o foarte mult parcursul invers al lui Kazantzakis. Parcursul invers în portretistică sau în autoportret sau în alter ego ca personaj, de la Raport către El Greco către Ascensiunea. Da, mulțumesc, Denisa, mulțumesc, doamne Elena Lazar. Permiteți-mi mai întâi să vă felicit pentru traducerile dumneavoastră. Într-adevăr, înainte de a vă cunoaște, vă știam la traduceri din greacă, Elena Lazar. Era un nume extraordinar de cunoscut și, așa cum spune și Denisa, pe celebrul Zorba l-am citit în traducerea dumneavoastră și, deși știam că Kazantzakis este și poet, trebuie să recunosc că nu i-am citit poeziile și chiar mă întreb dacă ele există traduse în românește. Nu. Nu. Atunci nu e de mirare că nu le-am. Dar poate, Denisa, iată, din lansarea de astă seară ne gândim da, la un volum. Oricât de subțire, adică să avem și noi idee cum scria poezie Kazantzakis. E adevărat că se vede din tot ce scrie că este poet. Adică are și un suflu poetic extraordinar. Da. Pe mine m-ar interesa într-un fel și cum a făcut el continuarea Odiseei. 33.333 da, s-a tradus acum în italiană recent. De versuri, continuarea Odiseei. Cred că e foarte interesant. Elena, gândește-te. Și poate a avut 7 versiuni, Odiseea. Aceste 33.000 au avut 7 versiuni. E tradusă în engleză, e tradusă în spaniolă și acum a apărut, chiar în mai, odată cu Ascensiunea, a apărut în italiană. Ei, uite, că avem ce face la Kazantzakis în continuare. Mersi, Ioana. Te rog. Da, într-adevăr, în Raport către El Greco, care este ultima lui carte și, dacă mă amintesc bine, neterminată, el cerșea timp, spunea că ce i-ar mai trebui, singurul lucru pe care ar vrea să-l cerșească, să stea cu mâna întinsă și să le spună oamenilor care au un pic de timp să-i dea lui, că i-ar mai trebui măcar 10 ani ca să-și termine opera. Tot acolo are o foarte frumoasă împărțire a, spune el, sufletelor, dar noi putem să spunem și a scriitorilor, după trei feluri de rugăciuni.
Există, spune el, oamenii care spun, Doamne, sunt un arc în mâinile tale, întinde-mă, altfel voi putrezi. Cred că asta spun cam toți scriitorii, poate. A doua categorie este, Doamne, nu mă întinde prea tare, sunt cei care spun așa, Doamne, nu mă întinde prea tare, altfel mă voi rupe. Și în fine, a treia categorie este cea a scriitorilor, zic eu, deci el spunea sufletelor, care spun, Doamne, întinde-mă cât poți de tare, cui îi pasă că mă voi rupe. Este evident că autorul Ascensiunii este din a treia categorie și acest lucru s-a întâmplat după ce a scris Zorba grecul, sau, mă rog, titlul de fapt e Peripețiile lui Alexis Zorba, în care contaminarea cu acest personaj l-a făcut să se schimbe cu totul. În Zorba l-aveam pe Zorba și pe patronul lui. Autorul se identifica mai degrabă cu patronul, cu acel nins destul de firav, mai degrabă din categoria celor care zic nu mă întinde prea tare ca să nu mă rup, și care stătea mereu deoparte și, în fine, un om care scrie nu e extraordinar de prețuit în lumea aceea, lucru care se va vedea și aici. Dar aici deja avem de-a face cu un personaj, personajul și aici puțin autobiografic se numește Cosmas. Și acest Cosmas este un fel de, zic eu, Zorba, chiar dacă el este și scriitor. Și prin vizita acasă se vede că în lumea din care venea, oamenii erau mai prețuiți oamenii de acțiune decât cei care stăteau să scrie. Este un roman care se petrece în trei timpi, să spunem, și în mai multe spații. Creta, Iraclionul, apoi Londra și Birmingham, dar mai mult Londra. Și Stratford. Și la Stratford. Și pe urmă, în partea a treia, nici nu mai contează, partea a treia se numește Singurătatea. Și indiferent unde ai fi, singurătatea te plasează în alt spațiu decât semenii tăi. Ești altundeva, chiar dacă ești vecin cu ei. În aceste părți, lucrurile sunt scrise cu cerneluri diferite, după părerea mea. În prima parte, în Creta, este o atmosferă vulcanică, puternică, zeii sunt încă aproape, chiar dacă Dumnezeu e pretutindeni, și există ceva profund dionisiac în tot ce se întâmplă acolo, există și tragedii, dar tragedii provocatoare de catarsis, tragedii care înalță puțin sufletele, și este remarcabilă scena morții bunicului cu toți cei care vin acolo să-l vadă murind, nu vin la mormântare, vin pur și simplu să-l însoțească în ultimele zile, și personajele sunt efectiv de tipul titanilor, al eroilor, sunt personaje de epopee aproape, deși foarte profund umane în același timp, foarte cu acea cu acele trăiri pline de omenesc care sunt specifice personajelor lui Kazantzakis.
Femininul este și el în mai multe variante. Aici este mama lui Cosmas, care este un fel de martir, un om supus, blând, dar care nu iese din vorba celorlalți și se teme de soțul ei până și după moarte. Așa. Pe urmă este sora, care este un feminin distrus și devenit malefic, devenit opusul a ceea ce numim de obicei feminin. Și în fine această Noemi, soția lui Cosmas, evreică, care a trăit tragediile războiului. N-am să insist pe partea londoneză, poate o să spună Marius despre asta. În orice caz, ea e prezentată prin scrisori, mai ales foarte frumoase și puternice scrisori și foarte mult dispreț la adresa intelectualilor, care vedem de unde vine. Din faptul că un bărbat trebuie să fie, în opinia cretanilor, un om de acțiune și nu un om care să despice firul de păr în patru și care să, mă rog, să fie mai degrabă laș decât curajos. Din categoria de care spuneam, nu mă întinde prea tare, căci mă voi rupe. Iar în ultima parte și de fapt în toată cartea avem zbuciumul acestui personaj principal, Cosmas, cum spuneam, din categoria Zorba, dar fără a avea lumina, seninătatea, umorul lui Zorba, având doar vulcanismul lui. Și apare, deci, problema firul întregii cărți, care este unul foarte grav, pentru că, și am uitat să spun, lucrurile se petrec imediat după al doilea război mondial. Toată această călătorie și toate întâmplările sunt imediat după al doilea război mondial. Prin personajul soție, Noemi, sunt cunoscute toate ororile războiului, dar și în Grecia sunt o grămadă de orori. Și deci, leitmotivul grav al cărții este în ce lume trăim și dacă într-o asemenea lume, o întrebare pe care i-o pune soția lui Cosmas, dacă într-o asemenea lume mai ai dreptul să aduci pe lume copii. Cum spuneam, personajul dă și un răspuns. O să-l caut, știu ce e, dar prefer să-l citez. Ideea este că, da, trebuie, fără să ne mai gândim dacă trebuie sau nu să aducem copii pe lume, în fond trebuie să încercăm ca prin urmași sau prin cei din jurul nostru să facem lumea mai bună, deci să punem încercarea noastră întru bine la baza lumii. Deci există și întrebarea și răspunsul dintr-una dintre scrisori. Aș mai avea câteva citate, dar cred că o să intervin după ce aud și ce ne spune Marius Constantinescu, pentru că voi vedea cum se leagă lucrurile. O carte foarte puternică, foarte puternică, cum sunt toate ale lui Kazantzakis. De altfel, când
Denisa m-a invitat la această lansare, am spus da, numai pentru că era vorba de Kazantzakis și eram sigură că voi da de un roman adevărat ceea ce s-a și întâmplat. Mersi, Ioana, te așteptăm în continuare. Foarte bună observația cu cele trei scriituri, care, de fapt, sunt cele care marchează și geografic și spiritual ce se întâmplă cu eroul nostru, care este într-un fel un alter ego al scriitorului. Deci așa devine Kazantzakis scriitor, cum se întâmplă în această carte, carte care este scrisă chiar în iulie la Cambridge, având exact pulsul Angliterei pe care o descrie extraordinar, așa cum descrie extraordinar și, și Creta lui și Megalocastro. În Creta este o scritură la începutul cărții. Scritura este patetică. Avem foarte multă poezie și Marius poate o să insiste aici. După care avem și multă întunecare, pentru că trebuie să recunoască, se recunoaște pe sine personajul și se recunoaște astfel și Kazantzakis și recunoaște că grecii, cretanii au ceva sălbatic, au ură în ei, au un rău în ei și asta se vede clar, mai ales în umbra imensă și frica pe care o are asupra tuturor din familie capitanul Mihalis, care este tatăl lui Costas. Capitanul Mihalis, care în romanul din 1950 va fi dezvoltată mult viața sa și a bunicului. Apar și alte personaje care, desigur, apar și în Capitanul Mihalis și în alte opere ale lui Kazantzakis. M-a impresionat foarte tare exact redarea acestui rău care îl mănâncă pe cretan. Și îl mănâncă, bineînțeles, din cauza lungului șir de atrocități, de tragedii care i s-au întâmplat stând mereu sub jugul cuiva. De la început și până la sfârșitul celui de-al doilea război mondial. L-aș ruga pe Marius să ne vorbească mult despre această creta arhetipală, despre superstițiile care îl domină chiar pe acest personaj extrem de spiritualizat care este Costas, superstiții care ajung, care țin de marea tradiție a locului, care ajung să se întrupeze chiar într-un fel de răzbunare a tatălui asupra străinei care este Noemi, soția lui Costas. De asemenea, poate ne vorbește și despre cealaltă scritură, felul cum este văzută Anglia, felul cum e văzută Londra, apoi ce sunt ficțiunea, cum se întâlnesc civilizațiile respective. Sunt foarte multe dicotomii aici, ciocnirea civilizației, iubire scris, un alt plan, carne, spirit, compatibilitate sau incompatibilitate între angajamentul politic și angajamentul artistic. Și cred că sunt multe altele pe lângă acestea. Marius Constantinescu. Bună seara, doamnelor, în primul rând, și mulțumesc foarte mult pentru șansa de a spune câteva cuvinte despre această carte. Este o carte
foarte puternică, exact cum spunea și doamna Ioana Prvulescu, dar și foarte frumoasă. În primul rând, doamna Elena Lazar, trebuie să vă spun din tot sufletul felicitări, pentru că traducerea dumneavoastră, îndrăznesc să afirm că este ea însăși o carte în sine, are atât de multă carne și atât de multă pulsație textul în felul în care l-ați tradus, încât realmente a fost o bucurie dublă să pătrund prin ambele uși deschise de către dumneavoastră în scritura lui Kazantzakis. Da, într-adevăr, sunt multe lucruri de spus despre această cretă, care încă de la bun început, din primele pagini, cum se descoperă, probabil că nici nu s-ar fi putut altfel, de pe mare, se ivește ca și când Kazantzakis însuși ar apăsa pe toate butoanele care ne declanșează nou, mai ales cei care am citit și Zorba și care am văzut și filmul, firește, această proiecție a cretei arhetipale, o cretă pe care am ajuns să o vedem, așa cum Kazantzakis a zugrăvit-o pentru noi, drept unitatea de măsură a Greciei însăși. O cretă austeră, o cretă rigidă, o cretă care este total albită de lumină, o lumină care la un moment dat nu mai este lumina asta aurie pe care o avem noi acum, o lumină binefăcătoare, ci dimpotrivă este o lumină atât de violentă, albă, vehementă, încât ea nu face altceva decât să accentueze toate contrastele. Ori creta lui Kazantzakis este o cretă a contrastelor, o cretă a luminii albe și a negrelii care se află în sufletul cretanului. Dacă vreți, este acea cretă, din nou referindu-ne la reperul cinematografic, care în filmul Zorba grecul este creta acestei dihotomii între alb și veșmintele negre ale femeilor cretane, ale acelei Irene Papas pe care o avem și astăzi în memorie, traversând cadrul, cu tot patosul pe care îl găsim, cum spunea și doamna Denisa Comănescu, în scritura lui Kazantzakis. Este și o cretă profund olfactivă, o cretă care se ivește la întretăierea mirosurilor de mare, firește, de măslin, evident, de rozmarin, de cedru și de capră. Da? Deci sunt toate aceste mirosuri fruste, mirosuri dure, mirosuri nepervertite de nicio intervenție care să le domolească, una care să le îmbrânzească. Este o cretă, evident, patriarhală, o cretă dominată de superstiții, dominată de frici, o cretă colțuroasă, o cretă hiperortodoxă, o cretă fatalistă, o cretă care trăiește cu fantomele, unde fantoma tatălui lui Cosmas, cel de la a cărui moarte pleacă până la urmă toată povestea, este încă acolo, este personajul scris și nevăzut, dar atât de prezent în fiecare moment, o cretă a candelelor, o cretă a icoanelor, este creta din care pleacă El Greco la jumătatea secolului al XVI-lea, pictorul de icoane și care încă nu are nimic din rafinamentul, din perversitatea tipic venețiene care se vor insinua în personalitatea artistului ceva mai târziu. Deci este această cretă în culori primare, o cretă hipersaturată, una care este întotdeauna extrem de voluptuos de descoperit, pentru că să o transform din scriitură, din litere negre pe hârtie albă, într-un asemenea conglomerat de imagini, asta reprezintă o bucurie. Îmi imaginez că și pentru cel care o face, dar cu siguranță pentru cel care descoperă, pentru cititor. Am un foarte scurt fragment despre această cretă și care vorbește inclusiv despre frumusețea traducerii. Creta a fost prima stâncă luminată în Europa, cufundată încă în beznă. Și aici sufletul rasei mele, se gândea Cosmas, și-a îndeplinit misiunea fatală. L-a adus pe Dumnezeu la scara omului. Uriașele statui nemișcate egiptene și asiriene au devenit aici, în Creta, mici, pline de grație și vioiciune. Trupul uman s-a mișcat, gura a zâmbit, marmura și odată cu ea și mintea s-au despovărat.
O omenire a trăit și s-a jucat pe pământ cretan, nouă și originală, numai mișcare și grație, lux oriental și rapacitate de corsar. Stătea cu orele Cosmas și privea cu nesaț colinele joase de la Cnossos, pământul albicios, măslinii argintii, podgoriile verzi albăstri. Un zâmbet ascuns, mistic, are acest peisaj, copilăresc, cu multe semnificații, enigmatic precum zâmbetul Sfinxului, dar al unui Sfinx grecesc, care meditează nu la problemele divine de dincolo de pământ, ci la frământările cotidiene, alternative, calde, înțesate de amănunte ale omului. Toată această ușoară înălțare a pământului, pe care ai fi întâmpinat-o fără să-ți bată inima, capătă acum un profund înțeles neașteptat, fiindcă în urmă cu 4.000 de ani a trecut pe aici pasărea albastră, spiritul, și s-a așezat. Ei bine, față de acest spațiu care pare năzărit din legendele mitologiei eline, vine și se contrapune într-o cu totul altă culoare de cerneală, cum sublinia doamna Pârvulescu, Londra. Londra în care Cosmas alias Nikos ajunge la sfârșitul războiului în 1946 și pe care o descoperă contemplativ, dar cu o cu totul altă contemplație, una ironică, una din nou descriptivă, luxuriantă și ea însăși la nivel de surprindere a detaliului, dar parcă într-o altă cheie, pentru că avem, iată, o întâlnire, o ciocnire, o juxtapunere de spații geografice, culturale și ideologice. Avem această cretă uscată, aridă, pârjolită, brută și brutală, pe de o parte, și pe de altă parte avem Londra, Marea Britanie, proaspătă, jilavă, reavănă, verde în permanență, dar cu oameni care, așa cum s-a spus deja, sunt oameni mai degrabă ai dimensiunii spectatoriale, în niciun caz oameni de acțiune, oameni care să ia o decizie și pe care apoi cu mâinile lor să o ducă la îndeplinire. Oamenii aici, în această Londra interesant de descoperit, sunt oameni care mai degrabă aleg să comenteze deciziile altora, să asiste la ele, să judece consecințele lor, dar în niciun caz să nu schimbe mersul lucrurilor prin propria intervenție. Și iată cam cum se prezintă această Londra într-un alt fragment din Ascensiune. Cutreiera Cosmas străzile și nu se mai sătura să vadă oamenii. Voiet profund, lume peste tot, mii de oameni urcau, coborau ca niște fluvii care se revarsă. Toate rasele, care în urmă cu veacuri izbucneau ca valurile și se întindeau pe câmpiile cu verdeața ale Angliei, le vezi deodată în fața ta, pășind după atâta timp, clar reînviat în trecătorii atât de diferiți. Vikingi, blonzi, roșii, trandafirii, isteți, iuți, cu ochi albaștri, celți visători, nobili normanzi, binefăcuți, saxoni cu gât de taur, scunzi, negricioși, neliniștiți și lacom precum evreii, iberi strevechi. Burnița neîncetat, calm, monoton, iar pământul sorbea și trunchiurile copacilor se înnegreau, cosițele galbene ale englezoaicelor se umezeau. Cosmas ocoli o stradă zgomotoasă și se trezi brusc pe una liniștită, numai prospețime, ciripi de vrăbiuțe și un parc minunat. Așa cum un trandafir înflorește în inima iadului, la fel și parcul la Londra. Intri în el și deodată te afli în rai. Ăsta-i paradisul englezilor, se gândea Cosmas, plimbându-se pe sub copacii falnici seculari. Raiul lor e acoperit cu verdeață, iar pe această verdeață divină se plimbă sfinții Marii Britanii, fumându-și pipa la adăpostul eternelor umbrere. Soarele, un Apolon chel, străpungea norii și lumina multicolor picăturile ce se prelingeau de pe frunzele copacilor și de pe nasurile oamenilor. Soarele se amesteca din când în când cu ploaia, despărțire bruscă nu exista, lumina se juca neîncetat cu întunericul. Londra plângea și zâmbea în același timp, în aceeași clipă. Cosmas privea cu mare bucurie acest joc englezesc. Zâmbetul licărea jucăuș,
când întristat, când jonglând în picăturile mari, cu lacrimile ploii. Și plânsetul, în clipa când dădea să izbucnească, era reținut de mândrie și noblețe și se prefăcea și el în zâmbet. Cosmas urmărea și se bucura. Prima dată înțelegea cum se crease inconștient, cu timpul, cu clima, cu stăpânirea de sine și amabilitatea, umorul englezesc. Iată așadar că avem inclusiv o ciocnire a stărilor de spirit, pentru că dacă în Creta inclusiv sentimentele, trăirile sunt paroxistice, sunt primare, sunt nealterate de niciun soi de altă inserție, acolo când te bucuri, te bucuri, când te temi, te temi, când plângi, plângi cu tot sufletul, jelești cu toată ființa, iată că, pe de altă parte, la Londra este tot timpul această tatonare, acest hibrid al felului în care simți lucrurile pe dinăuntru. Totul este o irizare, o întrepătrundere, o tușă impresionistă în care am dat la o parte orice fel de contur, culorile se întâlnesc între ele pentru a creiona până la urmă acest spațiu în care Cosmas, omul de acțiune, omul care vrea să schimbe lumea, omul care se întreabă ce mai este de făcut pentru lume acum când am ieșit din război, omul care, mă rog, intelectualul care dorește această utopie a salvării lumii prin spirit, până la urmă nu se regăsește. Poate că se regăsește ceva mai târziu, în a treia parte, descoperindu-l, redescoperindu-l pe Shakespeare la Stratford, în acest dialog peste timp al creatorilor, dar cu siguranță în acest fel de a fi al britanicilor, al londonezilor, nu se găsește fără doar și poate. Și mai este ceva, mai este un aspect al acestei cărți care cred că merită subliniat și care este reprezentat de figura fragilă și tragică a lui Noemi, a soției lui Cosmas, această traumă a supraviețuitorilor despre care cei care au avut experiența teribilă a Holocaustului vorbesc nu odată, cel puțin la fel de mult și de apăsat ca despre drama celor care nu au reușit să fie supraviețuitori. Ei bine, iată că până la urmă a fi supraviețuitorul unei asemenea tragedii în momentul în care vezi lângă tine fiecare act al petrecerii ei, reprezintă poate un blestem chiar mai mare decât acela de a fi traversat o asemenea perioadă atroce a istoriei fără să ajungi la ultimul ei act, pentru că ai fost scos din scenă mai devreme. Cred că personajul lui Noemi este această metonimie a ororilor războiului despre care nu se vorbește, acestor lucruri care sunt adânc îngropate în sufletul celor care au fost acolo, care au văzut, care au trăit, care au rezistat și care până la urmă ajung să fie ei înșiși devorați din interior de lucrurile pe care le-au trăit cumva la prima, dar și la a doua mână. Ați vorbit mai devreme, doamnă Lazar, de călătoria cărții și de urarea care se face în Grecia unei cărți atunci când apare călătorie bună, călătorie plăcută. Eu cred că prin această carte Grecia călătorește înspre noi. Noi românii care călătorim din totdeauna, nu în această perioadă, către Grecia, mergem acolo, ei bine, acum primim această Grecia, această Creta, această expresie de suflet cretan și grecesc către noi. Și aș spune eu, ca să mă leg cumva și de frumoasa imagine a celor trei mere, că acesta este un roman care trebuie mușcat, devorat până la cotorul mărului, pentru că semințele lui rămân în noi, rămân acolo bine și, de ce nu, fac și mlădițe. A fost o mare bucurie. Mulțumesc din suflet. Și eu îți mulțumesc. Elena? Da, eu aș mai vrea să explic într-un fel titlul romanului. Ascensiunea, vorbele lui Kazantzakis despre
ascensiune despre urcuș au intrat, există chiar în dicționarele de proverbe și așa. El tot timpul și-a dorit, a fost laimotivul și dorința intimă și statornică a vieții lui, să fie mereu mai sus, să urce, încă un pas măcar. Și ca așa. Așa că acest titlu este emblematic pentru toată opera lui, pentru destinul lui, pentru viața lui. Cum spunea, drumul potrivit este urcușul. Aleg ascensiunea, fiindcă într-acolo mă împinge inima mea. Un drum, un singur drum duce la Dumnezeu. Urcușul, ascensiunea. Și în această ascensiune, ce avem? Iarăși criticii și toți cei care l-au studiat și l-au interpretat pe Kazantzakis au spus că un specific al lui este faptul că întâlnim în opera lui un amalgam de genuri. E un maestru al împletirii acestor genuri, iar ascensiunea este chiar, așa poate, romanul ideal de studiu al câte genuri avem în acest roman. Un roman de iubire, da? Povestea lui Cosmas cu Noemi, poveste de iubire cu un sfârșit tragic, din păcate. Avem roman epistolar. Kazantzakis, pe unde se află, îi scrie într-una chiar și după moarte lui Noemi, Crisulei, ea se botezase în religia ortodoxă, Crisulei îi scrie într-una, roman epistolar așadar. Avem o biografie romanțată, vorba vine, pentru că destule evenimente descrise în carte sunt de fapt întâmplări trăite de autor, de la locul scrierii până la o mulțime de alte întâmplări. Nu știu câte lucruri și câte genuri mai avem. Avem eseu filozofic, pentru că într-una acum la British Museum, peste tot, în ultima parte, în singurătate, filozofează și așa, pornind de la uneori de la cel mai elementar pretext, face incursiuni în istoria artei, în istoria, ce să vă spun, despre la British Museum, despre miracolul grec și despre alte, ce s-ar întâmpla dacă aș fi nevoit să salvez 3 opere de artă, dacă s-ar întâmpla un cataclism și 3 opere de artă pe care le-aș salva. O dilemă așa, pe care o lăsăm să afle, la care lăsăm cititorul să afle răspunsul, dilema lui Kazantzakis. Cam asta. Dacă îmi permis, Denisa, să adaug că la semnificația titlului în acest roman, cred că mai este una, și anume ascensiunea ca urcare pe cruce, pentru că personajele, multe dintre ele, suferă un adevărat martiriu. Noemi, între altele, este unul dintre aceste personaje, și chiar avem pomenit cuvântul ascensiune în acest sens în carte, deci este și un sens probabil pur creștin al acestui cuvânt. Și promisesem și eu un citat, pentru că Marius a vorbit cu atâta patos, s-a molipsit de la Kazantzakis și de la Cosmas în foarte frumoasa pledoarie pentru carte. Mi-a plăcut la nebunie cartea. La nebunie mi-a plăcut. Am simțit, din cum ai vorbit și vorbeai de greci și de ce reprezintă grecii pentru noi, este un foarte frumos pasaj în care Cosmas îi spune soției lui despre ce le datorăm grecilor. Sigur că e puțin o pledoarie pro domo, dar categoric le datorăm aceste lucruri. Spune așa: înainte de noi, dorințele omului strigau cu glasuri pițigăiate ca păsările și aiurau și nu puteau să articuleze un cuvânt echilibrat.
Noi am vânat prin haos cuvântul, i-am tăiat aripile și l-am împlântat în frontoanele minții, Vittorie fără aripi. Înainte de noi, gândurile erau o masă neexersată, logoreică, neasamblată, dominată de panică în fața tunetelor, fulgerelor, a vedeniilor și a morții. Nu puteau să se strângă în armată organizată. La prima șarjă a întunericului se împrăștiau. Noi am organizat gândurile, am creat silogismul, teză, antiteză, sinteză, am deschis drumuri, am descoperit legi, am învins haosul. Înainte de noi, materia era marele dușman, dur, nefericit, posomorât, rob înnăscut, înrobise omul. Născut fără minte, umpluse mintea omului de grozăvii și spaime. Noi am luptat cu materia stăruitor, așa cum luptă bărbatul cu femeia. Am descoperit ușile tainice, am intrat, s-a predat. Din nou o mostră de frumusețe a traducerii, de asemenea. Și aș mai spune un singur lucru, vorbesc de dihotomiile astea. Deși în romanul acesta este insuportabil de multă suferință și moarte, este un roman care cred că este un imn adresat vieții și supraviețuirii. Mulțumesc, Ioana! V-aș da câte un citat și eu din ceea ce au spus editorul grec al lui Kazantzakis despre ascensiunea, tot lucrând la redactarea și la publicarea acestei cărți, care va apărea până la sfârșitul anului și în Grecia. În romanul Ascensiunea este descrisă experiența personală a unui scriitor care oscilează între teorie și acțiune practică. După întoarcerea lui Cosmas în localitatea natală, Irakliu, și apoi în timpul peregrinării prin Londra postbelică, ambele marcate de traumele adânci ale războiului, urmărim neliniștea care îl frământă și lupta lui interioară în jurul datoriei omului de cultură contemporan față de problemele lumii și dramatica situație mondială a vremii. Nikos Matoudakis. Într-adevăr, e una dintre problemele pe care și le spune întotdeauna un mare scriitor, un scriitor adevărat. Care sunt problemele lumii și cum te raportezi la ele? Editorul francez, oscilând între datoria de a se întoarce lângă soția însărcinată, unele ispite feminine și voința fermă de a se consacra marii sale opere, acest personaj este emblematic pentru dilemele care frământă toți eroii lui Kazantzakis din operele ulterioare. Este un text fondator care luminează întreaga opera lui Kazantzakis între roman inițiatic și carte de călătorie. Și aș adăuga un mare roman de dragoste. Deci, în primul rând, este un roman de dragoste. Mulțumim, Elena Lazar, pentru minunata ta traducere. Este o bucurie să citim așa ceva. Cartea este minunată și în original nu se putea și că m-am străduit. Nu știu cât am reușit. Da, da, e multă durere, cum spunea Ioana Pârgulescu, și multă tragedie în această carte, însă pleci iluminat într-un fel din ea. Și asta e un lucru formidabil și îmi amintesc de momentul în care în singurătatea lui Cosmas este ademenit de o tânără, de o frumoasă, de o căprioare, cum s-ar spune, de o tânără fată și e dilema lui și până la urmă renunță. Dar de ce renunță? Pentru că îi se pune o mască pe față, o mască hidoasă. Și în momentul în care el își găsește calea, această mască dispare, așa cum îi spune celebrul psihiatru care ajunsese la Stratford, acolo unde el își consuma durerea după moartea lui Noi. Vă mulțumesc foarte mult! E o lansare care m-a bucurat foarte tare. Mulțumesc
Elena Lazar, mulțumesc Ioana Părculescu, mulțumesc Marius Constantinescu. Ne vedem. Sigur. La revedere. Mulțumim, la revedere.